Ok, deci bună lumea, sunt Medi și bine v-am regăsit la un episod. În episodul de azi o să vă prezint niște secrete din Brawl Talk pe care probabil le-ați ratat, băi fraților. Adică n-aveți cum să nu fi ratat nici măcar unul din astea pe care vi le prezint. Sunt foarte, foarte interesante, băi fraților și chiar, chiar o să vă bucurați să le auziți. Dar înainte ca episodul o să înceapă, băi fraților, nu uitați să rupeți butrașul aceea de like, ca de obicei acolo. Hai să facem multe, 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 multe like-uri ai da like? Hai că aștept după tine să dai like, da acolo like, să facem peste 5.000 de like-uri că vă aduc toate nebuniile astea de informații. Nu uitați de altfel să vă abonați la canal și să apăsați pe clopoțel pentru că mă aștept enorm, enorm de mult și treaba aceasta. De altfel nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram la adresa Dariusumaiti și pentru că dacă îmi dați follow acolo primiți like-uri din partea mea sau vă mai și răspund la mesaje sau aveți șansa de a apărea la uh, finalul videoclipului când mai editez. Așa că, fără alte discuții, să trecem direct în pâine, băi fraților. Primul lucru pe care vreau să vi-l zic dintre toate astea este faptul că, băi, la finalul Brawl Talk-ului, băieții ăștia doi vorbesc despre voce pe Spike și de altfel vorbesc despre noul brawler Kit Deci care mai mi-a zis bă mate, că ne-ai mințit cu Kit Ia vedeți vă că nu v-am mințit Aveți încredere în fratele vostru când vă zice că Kit vine pe Brawl Stars Probabil mulți dintre voi ați văzut asta De asta am și pus-o prima Dar eu am, când am reacționat la Brawl tocmai n-am mai stat și la partea asta Ok Frank, checklist time Checklist time Auziți, checklist time, da? Have deci o să, o să, a, o să, deci el îl întreabă ca și când, o să avem un Brawler Kit We're releasing Brawl Stars 2 Lansăm Brawl Stars 2, de care v-am zis din nou Teaming is required in Showdown Do you like Ryan? Is Frank your real name? Yeah. Spike is getting a voice Do you like Spike primește o voce? Pizza? How about Îți place pizza? About a Piper skin for Danny Cum ar fi să primească Piper skin pe Danny? Bine, aici nu știu dacă ei vor să troleze neapărat, dar putea și să vrea să troleze, dar nu știu ce să zic. Would be great. Și el zice that would be great, adică da, asta ar fi fenomenal, minunat. Deci putem să ne așteptăm și la un browser PC, că, băi fraților, după cum au zis băieții ăștia, poate să fie un troll sau nu. Primul lucru pe care, adică al doilea lucru pe care vreau să vi zic, este că pe B a apărut un nou star power sau un rework, adică ori s-ar putea să fie să primească B un al treilea star power, ori un rework, adică să, adică să scoată un anumit star power și să-l bage pe ăsta. În momentul în care B are atacul supraîncărcat și de un hit, îi se face ca un scut, ca un shield deasupra ei, băi fraților, și ăsta cu siguranță este un star Power, băi fraților, eu sincer să zic mi se pare destul de interesant, probabil e în genul, în genul rozei și a lui Bull, dar mi se pare foarte, foarte interesant și chiar îl aștept cu cea mai mare plăcere în Brawl Stars, ceea ce este super, super ca lumea, băi fraților, treaba aceasta. O altă chestie interesantă este că HP-ul lui Jesse a trecut de la 4480 adică la 4200, după cum vedeți în această imagine, Uh, Jesse este într-o bătălie cu Broltok, adică n-ai imagine din Broltok. Se vede că Jesse nu mai are 4480 HP, are doar 4200, ceea ce... Nu știu exact de ce au făcut treaba asta, dar în concluzia asta s-a întâmplat. O altă chestie care, care s-a mai, care mai schimbat pe Brawl Stars 4, damage buff pe Bull, pe Bo, pardon. De la 724 damage cât dădea Bo înainte, ce să vedeți că și-a luat boa al nostru buff și de mai mult damage. Acum de 784, deci de la 724 la 784. Nu știu acum cât de mult vedeți voi acolo că e cam blurată toată imaginea, dar se vede că scrie acolo 784 și genie damage, da de bull. Ceea ce din nou mă bucur foarte mult, trebuia să-i mai facă ceva și la bocă, deja săracul devenea prea, prea afară din joc, prea nejucat, așa că mă bucur că i-au mai dat niște damage. Următorul, uh, 5, Amber, mai nou, din păcate, dă mai puțin damage, de la 308 la 280, băi, fraților, nu știu, vreau să-mi spuneți părea voastră în comentarii despre asta, eu nu prea știu ce să zic, dar uh, sunt curios de părea voastră, opa, stai că am pus același screenshot, vreau să-mi spuneți părea voastră despre treaba asta, din nou se vede în Brawl Talk treaba aceasta, puteți să verificați și voi, dar da, Amber de la 308 dă 280 damage pe hit, deci... Uh... Hmm, nu știu ce să zic aici. Vreau să spuneți voi părea voastră în comentarii. De altfel, 6, avem două noi iconițe, băi fraților. Nu știu dacă am, am reușit să fac poză stați așa că vă aduc acum. Acestea sunt, după cum vedeți, au legătură cu toată chestia asta cu... Galactic și toate chestiile astea, Play 50 Matches de Season, Rich Gold 2 d Season, dar sunt două iconițe noi. Următorul lucru este, în caz că nu ați observat, îl puteți cumpăra pe Dynamite, chiar dacă pierdeți la challenge, îl puteți cumpăra cu 149 de gemuri mai încolo, ceea ce bineînțeles era de așteptat într-un fel, dar nu știu, e bine oricum că mi s-a confirmat treaba asta și că putem să-l cumpărăm și după, că era destul de nasol dacă nu puteai să-l cumperi după, era nașpa rău, rău, rău de tot, adică devenea un skin rar. Dar da, următorul lucru pe care l-am observat în Brawl Talk, vreau să vă arăt uh, toate skinurile noi. Cam așa arată ele toate, astea sunt. Este uh, skinul pe Stu, uh, skinul pe Penny, skinul pe, B pe Bibi și skinul pe Dynamite. care arată foarte, foarte mișto, uh, except în skinul pe Penny, care mie nu prea îmi place foarte tare, dar în rest sunt foarte, foarte mișto, băi, fraților. De altfel, probabil a apărut un rework pe B, băi fraților, pentru că mai nou, uitați-vă cum arăta B înainte, era mai puțin colorată, iar acum totul arată mai colorat, e arată mult, mult, mult mai colorat față de înainte, adică sunt mai saturate culorile. Nu știu dacă doar asta se întâmplă, poate au mai schimbat ceva, dar noi doar asta am putut observa în Brawl Talk. 10. Astea sunt toate ligile de la Power League. Deci cam astea sunt ligile, așa o să arate, cam așa merge treaba. Bronz 1, 3, așa o să arate logo-ul. Silver 1, 3, așa o să arate logo-ul. Gold 1, 3, Diamond 1, 3. După aia avem platină de la 1 la 3, Master 1 la 3 și cred că ăsta e Challenger. Sau nu știu ce nume să-i Adică Challenger e sigur, dar nu știu de la cât la cât. Dar da, Arată foarte, foarte bine și sunt fericit, nu prea o să joc eu acolo că nu sunt eu făcut pentru alea, dar na. De altfel, o chestie interesantă este că skinul pe Stu, adică Super Stu, este uh, inspirat din Evil Can Evil, un mare cascador. Probabil l-ați auzit de tipul ăsta sau era el pe vremuri, eu n-am auzit sincer de el, dar seamănă rău de tot, se vede că e inspirat din, din tipul ăsta, dar din realitate e un uh, fost cascador. 12. Spike și Rico. Au un al doilea gadget. După cum vedeți aici, se poate vedea în toată imaginea unde scria banat și toate astea despre Paul, se vede că Spike și Rico primesc un al doilea gadget, deci trebuie să ne așteptăm și la treaba aceasta, băi, fraților. De altfel, o ultimă chestie pe care vreau să vă zic este că au adăugat, uh, cum se numește, uh, emoturi animate pe Bull și de altfel au băgat emo emoturi animate pe Frank. Mulți m-ați întrebat acum de final când vine update-ul. Update-ul nu am habar când vine, eu aș zice personal, doar din capul meu, aici că vine în câteva zile, adică nu știu, luni, probabil, marți, miercuri, why not, dar oricum vine în curând, adică nu cred că trece o săptămână de la Brawl Talk și apare update-ul. Deci, în jurul, în cursul săptămânii viitoare, o să vină update-ul, eu așa zic. Cam asta a fost băi fraților cu episodul de azi, dacă o să aflu o dată, o să vă spun. Sper că v-a plăcut episodul, dacă v-a plăcut nu uitați să rupeți burașul acela de like, să vă abonați la canal dacă cumva nu ați făcut-o, v-am pupat, Ciao les!